Bărbații din poliția locală s-au oferit să-și suplinească mâine colegele. Toate femeile din instituție vor avea zi liberă. Mai mult decât atât, bărbații le-au pregătit și un chef pe cinste. Cadou constă într-o zi liberă. Sigur, o floare, multe pupături și, bineînțeles, o seară cu lăutar și o cupă de șampanie și un pahar de vin. Ne bucurăm că putem să le oferim ceva, o bucurie. Potrivit șefului poliției locale Ion Tudor, cheltuielile pentru ziua de 8 martie vor fi suportate de bărbați care pun mână de la mână pentru a-și distra colegele. Gratuite vor fi doar pupăturile.